Niciodată nu a fost atât de generoasă cu ochii domnilor și niciodată n-a șocat mai tare. Oana Zăvoranu a venit să vorbească despre despărțirea de iubit, dar a început cu un spectacol delicios pentru bărbați. Colegii noștri de la Un Show Păcătos mai aveau puțin și chemau pompierii când Oana și-a arătat lenjeria intimă. Oana Zăvoranu a lovit fără milă masculii sub centură cu scene pe care nici Demi Moore n-ar fi fost capabilă să le facă atât de bine. Uite fund. Unde? Iure, unde e, mă? Unde e, mă? S-a dat la fund. Că să spună în cască. Unde e, mă? Uite, mă, e bombat. Bruneta nu s-a oprit aici. După ce și-a tras mini șlițul pantalonașilor, Zăvo s-a întins ca o felină pe biroul lui Dan Capatos. Dar să revenim la lucruri mai serioase. Aseară, Oana a fost surprinsă în direct de Alex, iubitul căruia cu doar câteva ore înainte îi spusese